bonus din mână, de pe mână, acum nu din palmă, dar de pe mână. Primul ou băieț. Deci avem primul ou la prima matcă. Super, iacolnia undeva era, dar avem primul ou. Marcăm și prima mătcuță pe anul ăsta. O marchez și o filmez mai departe. Deci așa, avem prima matcă marcată pe 2020. Și facem un roi cu ea. Ia uitați ce frumoasă e gagicuța. Așa. Deci asta e prima matcă pe anul acesta. O să am de vânzare cine dorește, cine poftește să filmez imediat locația specială de împerechere, dar asta mi le-am făcut pentru mine, acum urmează restul. Iată și locația de împerechere și viitoarea mea stupină de împerechere. Așa, acum duc niște paleți și așa arată. O grămadă de floricele. Păsărele. O minune de cer. Și să mergem mai departe. Frăguțe. Că știu că pe ce alee din autostradă. Glumesc acum. Dar oricum știu pe unde e. Să vin cu fiica mea să mâncăm. Urzicuța, din câte știu, dă bine nectar. După ploaia asta, cred că o să înflorească tot aici. Mai mult polen. Cred că asta dă foarte bine polen, după cum o văd așa. Galbenă. O să pun colectoarele la familiile care le am aici. Flori. Și mai multe flori, numai că e un pic cam abrupt drumul, dar pentru ce îmi trebuie mie, va fi excelent. Deci flori, flori, flori. Salcâm tot ce trebuie. Hai să vedem să ajungem. Așa, pregătim și pregătim treaba. Haideți să vedem mai de aproape. Asta, așa. Ia. Stilul Canada, am zis că aia urmează. Dar până atunci, până vin stupii din polistiren, din panou sandwich să mi le facă, îs așa și urmează panourile. Ia! Ce fac gagicile? Zumzăie! Seara e 8:30. Așa, acolo avem familia Pitbull care o voi omorâ și matca, desigur. Și o să-i pun și... Da, deja îs pe mine. Ce satisfacție va fi să-i omor matca și să-mi aduc una împerecheată care am deja în lădiță, în astea de perechere. Deci flori, 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 flori. Și cerul. Deci, într-adevăr, multă urzicuță.
sau nu știu cum se zice în română, dar o zică care nu pișcă, așa, mălin, bine asta, dar asta, floarea asta, dar îmi place, deci cred că asta e plin de polen. Și așa, ui, cam totul pe aici, și un mălin, cum spun pe aici, localnicii, deci asta e chiar lumină. Sub ea, de, nu plouă și de rezist atâta, să... Ia uitați ce flutur! Ceva flutur special! Că e zonă protejată. Dic mâncaia și sufletul. Super. Și mălinul. Ai, domne, deci parcă ești în rai. Era un film, Raiul pe Pământ, Heaven on Earth, dacă nu greșesc. Poate vorbesc care doar cum e un film super fain cu... o să-l caut și o să spun video următor. Da, încă o dată. Doamne ajută! Spor la toate. Iată un lucru interesant. Mi-aș da seama de ce stau așa, că s-a blocat colectorul sau că n-au ce face sau nu-mi dau seama, dar imediat scot colectorul să văd. Foarte interesant. Hrănesc pe balcon un roi de împerechere până îl duc în grădină și îi pic cu miere. Nu le-am dat turtă, primesc bonus miere și gagicuța e pe undeva acolo. O să ridic un pic rama mai încolo, dar las acum să-și trag un pic de miere, să fie cu minți, oricum nu o să vă rămască în mânecă scurtă, dar le las să-și trag un pic de miere. Și următoarea gagică este împerecheată, este acolo, este polen, eu deja știam că e împerecheată după cum văd că are polen, da, ia uitați la, opa, haină, de a-l focaliza, ia uitați, exact, cum am reușit am focalizat, deci este a doua mătcuță albastră pe anul ăsta. O prind, e acolo sus. Undeva acolo, e acolo. Deci o prind frumos, o marchez și urmează roi cu ea. A doua lucrare.